Așa, da, dragilor, iată că am finalizat problema. Erau două mătci, cum le-ați și văzut și voi. Am luat-o pe cea acceptată, ca aceea am putut să o prind la momentul acela, că n-aș fi avut viorele, da, n-aș fi avut de gând să o iau pe aceea. De fapt, mă bucur că am făcut chestia asta, pentru că asta, la altă care era pusă pentru sacrificiu, din clipa în care am luat-o pe aceea, s-a schimbat comportamentul albinei. Da? Deci câte zarve era, ce nervoase erau, ce alergau. S-au liniștit acum. S-au și liniștit, ba mai mult. Pe matca, aceea care era pentru sacrificiu, am pus-o, am găsit-o aici pe marginea stupului, pe marginea roinței acestea. Și ea stătea pe margine ca și mă spune, nu mă primiți, eu am plecat, treaba voastră. Și ăstea se uitau la ea și s-au adunat în jurul ei. Da. Ca și cum a spune, nu, știi, noi, n-am fost noi acelea care ți-am făcut chestia aceea, nu suntem alea pornite pe potriva ta. Da, sau și polen erau. Da. Deci ele acum sunt pregătite, noi le-am dat și rama aceea cu puiet, s-o liniștit repede, un pic de hrană, ne-am pus și eu. E bine să fie puiet larvar, nu... Da, păi ăla care ia. Păi ăla are nevoie de mâncare, de nu știu ce, și ele atunci fac... tot ce depinde de ele ca să intri la activitatea cea mai importantă, aceea de creșterea puietului, că asta e sarcina, înmulțirea care se asigură prin creșterea puietului, nu? Asta este rama cu puiet. Matca nu este aici, că era pe perete. Eu am văzut pe perete cum s-a strecurat. Vedem poate aici. Dacă s-a urcat, nu s-a urcat pe rama aceea. Știți, Viorele, hai să punem rama asta cu puiet. A, uitați, totul e pe perete acolo încă. Da. Da, se mișcă, nu mai este agresată. Uitați, pe mijlocul. Am văzut-o. Ia, hai să-i punem... Puneți aia cu puiet acolo și o sfârși pe aia. Da, sigur să faci așa. Și asta o băgăm între ramei ca să o ia în creștere. Așa facem. Este pe o ramă puiet, una cu miere și una putem să-i dăm de lucru, la roi natural. Dar roiul natural. Roiul... Acum, dacă sunt mai multe rame, sunt roiuri mari, care trebuie mai multe rame. Sigur că dacă e 4 rame, 5 rame. Da. Dar aici noi am prins un noi secundar. Nu ne mai uităm. Da. Pur și simplu, nu am făcut decât, nu vreau să spun că să fim atenți, și asta pentru toți prietenii noștri, când lipim și umblăm la stup, dragilor, fiindcă albina se poate prinde ușor, așa, tot așa, ca să le atenționăm pe ele să fugă de acolo, să nu prindem între umeraș. Da, dacă o atinge o leacă, fuge de acolo. Da. Odată ce ai prins-o, ai omorât-o, le-ai alarmat pe celelalte și n-ai de lucru cu... Produce zarvă acolo. Da, se produce zarvă, sigur că da. Acum îi punem asta, îl punem la locul lui, îl punem undeva, pune tu foalea de cap. Pune folie în cap și cu... Și ți arăt unde să-l punem. Îl iei tu ca să-l... Aici e crescătoria, Viorele, de roiuri. Am făcut-o, știi de ce? La un moment dat era atâta de sime aici, încât am făcut de sime sus acum. Da. Tot atât de complicat este. Da, un igol. Ca să poată orienta și să poată... Asta trebuie să meargă în perecheat. Da, asta clar că trebuie să meargă la împerecheat, că n-a fost acceptată, nu a fost. Da, deci oriunde poți să pui, că este stabilizat. Stop, nu te urca pe cea, e scândură, nu-i punctul de sprijin bun. Și... Da, am presă că e deschis. Da. E deschis deja. Deci, cu asta l-am pus la locul lui. Așadar, ați prins, dragilor, secvența asta, foarte importantă, să știi, Viorele. Când... Se întâmplă de multe ori mai mult timp regine să fie într-un roi. Sigur că sunt 7-80 regine. Cineva mi-a zis că poți să fie 9 regine. Am prins, mă, așa. Anul trecut, acum 2 ani. Odată toate, în același timp. Nu că ies ele. Albina nu le lasă să ecluzioneze, așa. Ca să fie șanse egale pentru oricine dintre ele. Și ele taie și astea sudează, ele taie și astea și odată le dă drumă. Și când le dau cele 7-80 care ies deodată, se duc fiecare și se repet spre ălea care sunt încă în boci, încearcă să le distrugă pe acelea,
Iar în clipa în care ele stau și zic, băi, stau alea, ne bate ca proastele între noi, hai să fugim. Își aleg grupul de albinuțe, de regulă după tată, după tată se grupează și ies. Dar în timpul ăsta, roiul e un tot. Una dintre ele aranjează cu trântorii, așa, este mai agreată una dintre ele. Și când se prinde pe ghem, când se prinde de se face ghemul acolo, deja cea agreată este stabilită. Am sentimentul că e posibil chiar să se împerecheze aici pe traseu până la prima locație, până la prima locație, în zborul ăsta care se întâmplă. Iar celelalte automat sunt eliminate. Da. Și le-am găsit viorele prin dărâmăturile astea, ghemuri, și că acolo știam că e o matcă. Acum 2 ani, acum 2 ani, cu Emil și pe jos pe acolo. Așa. Și le-am recuperat, l-am scos de acolo și am făcut roiuri din ele. Deci a fost spectaculos. Am descoperit ceva care nu știam. Cum acum, astăzi, în nevoia de a recupera acest roi, am descoperit că cel mai important lucru este să prinzi, să ai o ramă cu puiet. Da. Nu cum am mers noi cu lada, cu, nu, știu, nu vor să vină acolo. Da. Ce. Dar dacă tu, în timp ce ele sunt vânzolești așa, și te-ai băgat cu lada, în cu rama, lor unde zboară. Așa, cu, așa, acolo se așează rapid. Da. E o idee nouă, nici eu n-am făcut-o până acum. Care îi pun ramele în copaci sau așa, dar... Bun, mă, dar asta... Se merge când zboară ele atunci, în momentul... Asta e cel mai grozav lucru, știi, ca să nu te mai duci la creangă, să mai nu te duci nu știu cum. Da. Ei, mers acum și pac, le-ai împins. Asta e super. Dar, dragilor, încă un lucru important și astăzi, noutăți în fiecare zi. Ieri am filmat niște noutăți spectaculoase. Acum se încarcă, deci... Am făcut 5 ore de film ieri, mă. Nu numai apicultură, și matematică. Deci, iată cât pierd eu pe zi din ce înseamnă filmarea. Nu știu de ce. Asta fac. Vom vedea. La revedere, dragilor. Pe curând.